Comitii. În episodul de mai azi vom face cursa nebună, băieți. La ce te transpir pentru că mi-e frică, pentru că prima dată când am jucat cursa ta mi-a luat 3 luni să termin. Yes, 3 luni. Am e cam frică să mă întorc pentru că știu cum e AI-ul. Tommy, Sarah, Acum mi-a dat we're un gonna patch do în care, cum it. se As soon as zice, you're ready. Sure thing. You kidding? Mi-ar fi dorit un patch în care, cum se zice, Look at this ass portion. Where were you last night? I was with you. You go on ahead, în care a făcut, nu contează. Tu chiar a făcut un patch atât de zegos în joc, în care cuvinte ultimul pasager, adică că locul 1-2. Ghiciți ce? Nu se dărâmă la final. Și tu cum ar fi? Trebuie să forcezi acel driver, unul sau trei sau doi, să-l forcezi cu zi, mă, atunci la faza aia cu stuntul, jump-ul, să-l forcezi să se sinucidă. Să sară într-un salt de la nebun. A, trebuie faci, să-l forcezi. Dacă nu, n-ai cum. E fi pe locul, dacă mă se lipi la... Poți fi simplu, pare foarte sweaty. Și mai am o problemă cu misiunea ta. Trebuie să faci un fel de speedrun la misiune. Yes, you heard me correct. You Bobby. Bobby. Yep. Yep. Un felul următor, de ce mă refer la un speedrun, că am oprit jocul. Un speedrun, adică în care fucking trebuie să duci mașina la Lucas Bertone în minut și 55 de secunde. Și chiar din câte secunde te ajungi acolo? 2 sau 3 secunde, și aici trebuie să ajungi în 8 secunde. Dar noroc cât de cât e frumos. Singura chestie nevoantă pe clasic mod de tete, că mașina face un slipper nesimțit. Și m-am antrenat puțin la cursă, nu m-am antrenat mult, nu știu, mult. M-am antrenat prea mult. Dar cât de cât, măcar knowledge-ul hartei, knowledge, pentru că știu cât de cât harta. Deci aici este race-ul. Un pic, nu aici este, nu. Aici e race-ul. Și cum zice, încă o chestie este că coaie, toți vor, coaie. Deci toți AI sunt mega rapid, adică au bus. Și unul dintre ei, adică, nu știu, jucătorul sase, omul va zica într-una să te blocheze, într-una să te fall to your fucking dead. Așa, ok, te mașini foarte slabe, adică poți uneori să te lovești de ceva. Stă puțin și gata, să explode mașina, dai fail. Seama care faza e rapidă mașina asta și n-ai cum. Vezi, o conduc cât de fină se poate fină. A, se anunța cu break-ul. Trebuie să dai cât de cât uneori ușor. Cât de ușor. Nu dați tap. Deci nu tap. Tap e un mare crim. Mare crim. Să dai ușor cu frâna, pentru că n-ai voie în timpul cur dai frână. Frână. Dai cât de cât ușor. Adică cum mă refer cât de cât ușor, adică să-l dai foarte încet. A, că e o situație foarte riscă, te dai repede tap. Aia trebuie să dai cât de cât timpul trebuie să țină. Nici să nu mergi lent, dar nici repede. E pe cursă, băieți! Băieți! Mă, cu viza rău. În felul motor, ruta e în felul motor. Nu e mult până la Lucas Bertone, adică doar că timpul se duce foarte repede în sus. La dată când am jucat misiunea, mi-a dat că Zucota nu are niciun check. Că cu nici nu m-a dat niciun fel de skip mission. Dezoți! Dar știi că a fost gameplay-ul ăsta? Transiune va fi fair play, a doua va fi... Nu... Va fi fair play. Ok, wait. Va fi fair play. Fair play, cred că dacă nu mă înțeleg, e cea mai grea misiune din joc. O pun pe locul 2 pentru că eu n-am mai nervantă decât fair play. Bătaia misiune este în sine, adică misiunea de la hotel. Foarte nervantă misiune dacă nu știi să tragi cum trebuie. Și n-ai aim asim, nu, deci în frame ta neapărat trebuie să ai... aim-ul pe high. Bă, hai, următoarea misiune care va fi grea, va fi imediat după City and Sinner, bă. Este a trip to a country, deci e grea, pentru din cauza turetei.
dar nu, e puse, dacă ai masit eu s-o. E din cap părții în care trebuie să-l aperi pe Sam. Coaie, de unde m-a luat poliția? Coaie, am uitat câtă... Să nu vei duce poliția pe clasă din orice. Adică dacă dau mai repede boost. Adică dacă îmi pe speed limit, n-am voie să scriu nicio masină pe stradă. Știi cum ai ce trebuie? Cu surel, s-am ajuns. Prima dată am dat, mi-a zis încercări partea asta. A, partea enervantă. Am avut un minut acolo, foarte repede de ajuns. În felul următor, ruta. Îți fac ruta asta, neapărat ruta asta. O tot da drum puțin la ala. A, plouă afară. Uite, vezi ce spun când încă mașina chiar face drift, are ce facă drifturi. Asigur dacă atinge puțin și pus alba gata pe fac propulseze. Bine, nu în scurtături, că în scurtături cât de cât e ok. Dar v-am spus, dacă atinge cât de cât puțin iar bani pe să propulseze. Mie cam frică să încerc, mie e frică să încerc. Pentru că îmi dau seama, deci îmi vine PTSD din cap de la frate, nu vă dați seama că mi-a luat cursa pe clasic. Am jucat pe Bozocota, adică am apucat de YouTube în 2023. Eu în 2022, când eram în a 5-a, cu aia în fiecare zi când veneam de la școală, în loc să stau liniștit, eu mă jucam cursa. Și bă, nu puteam trece, indiferent, nu puteam măcar ajung, nu știu, până la al treia lap. Și de ziua copilului începeam ușor. Începea o să-mi intre în mână cursa, mână. Dar până atunci nu-mi intra deloc în mână. Sigur, ba, m-a intrat în mână și ba, mă aveam fix, cum zice, fix la finalul cursei, vorbeam. Ok, băi, un pic. 50 de secunde. Stați un pic. Ok, 39 de secunde. Dacă nu mă... Deci dacă... Am are pe de un bus. Hai să nu se putea la cuși. Ok. Ok. Aoleu, nu am zis în timp. N-am ajuns de loc în timp. Gata, am pierdut. Uai, am pierdut. I'm here, uai, te rog. Haide! Haide! Eram fix acolo! Uite, vezi, run out of time! N-am voie drumul la final! Mă, dar ce mă enervă! Cine va încătiza într-o poartă aia și după aceea îți dă voie să te continui cu... să opreste timpul? Deci, nu înțeleg. Cine a avut ideea de la cu cheia? Aia, frate, mă, să aibă un minut. Nu puteam măcar să am 2020 de secunde. Da, ok, și iarăși trebuie să încercăm partea asta. Ata chiar, deci. Și ultima parte, buse la misiune, busete, că e foarte lungă. E una din ciclete, e foarte lungă misiunea asta. Adică sunt și unii care le-a luat 2 ani să termine cursa ta. 2 ani. 2 freaking ani. 2 fucking ani! Așa, ok, dacă vezi, îți dai cizi la cursa, n-ai primit cizi la cursa aia, cizi. Decât dacă e ceva hacker expert. A, și încă o chestie, nu poți să-ți schimbi dificultatea la sfârșitul cursei din Easy pe Classic. Fuck! Ata, când am primat-o, deci dacă ar fi fost atâta opțiune era... Nu mai trebuia vă cursa ta tâmpită deja. Misiunea asta și chiar te mi-am făcut de mult. Îți spun, poliția! The cops are to my fucking tail! Fucking tail! Hai că sunt fucking magnesi au după mine. Poate o dată poliția. Fuck off. Adică I want the police to fuck off.
off for once. Fuck it off for once. Ba, vine cursa, mamă, sunt pregătit să retresc cu experiență în care în jur de toți morții se fie. Și gata, masă, nu trebuie. Deci nu putea să fie aici, deci nu putea, și gata, mă. Dar din fucking 6 secunde aici. În fucking 6 secunde. Aha, imagina dacă cum zice, mă lovea mai sigur, mă lovea mai sigur. Și în ultima parte, am așa, ultima parte, ultima parte. Aoleu, vine cursa, vine cursa, nu-mi place, chiar vine cursa. Vine cursa, ai, vine cursa. Mă, la casă să mai... Mai mă, și la casă îmi poate să mai dau un pic de stres. Drives like a jalopy, drives like a fucking... Big day tomorrow, aoleu. Si vine iadul acum, iadul. O la casa n-am dat puțin release la stres. What were you carrying? My dick. This crazy bastard, he waltzes out of the bathroom and starts pissing all over the joint. What, he didn't call the cops? Sometimes you just gotta make them think you're crazy. Thumb. You got the moment? Da, am un moment, am un moment, am un moment să vă aduc aminte de PTSD. Is the boss awesome? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, the driver? Some of Morello's guys got him up pretty good last night. Broke his arm, broke his jaw. Sent him to the hospital. Jesus. Yeah, tough luck for Mike. Anyway, you're going to race for it. Wait, what? Frank, there's a half hour before the starting gun goes off, so this is not a discussion. The Don wants to win. But more importantly, he wants Morello to lose. And you are our best wheel. Nu pune pe loc, bă, dacă era pe loc. I'll be talking to someone else. Oh, mi-e frică, coaie! Zocule în fața asta, de ce mi-am făcut? De ce am instalat zocul ăsta iarăși? Bine, îmi place povestea zocului, dar nu-mi place dificultatea, că dificultatea zocul ăsta e un Call of Duty. Ah, ce vine cursa! Vine cursa, nu! Nu, mi-e frică și să încerc odată, mi-e și frică! Și găsi că e data PTSD! No, you know, hai să-ți la correctable până atunci, stai mai puțin să-mi iau stresul. Ah, crută, atâta carte din Mafia 2 și 3. Oprește muzica acum, oprește sunul. Please. Ok. Mi se frică să se. Axel! It's not a party. Get out of the room! What the fuck? Uitați-vă cât de repede sunt. Why would we uita cât de repede sunt ăia? I can't even catch them! Nu pot să-i prind! O viteza luminii! Viteza! O fucking viteza pe lume! Ok, tu. Cum viteză de pe lume, nu pot să-i prind, cum vrei să-i prind? Asta spune de mă enervează, sau nu mă enervează driving-ul, că dacă îl înveți, ok. Frate, viteza logică e Sonic the Hedgehog. Ok, dă mai ușor un pic. Ușor. Am ți-a acuzat, dar cred că cât de cât mă descurc. Noroc că mă recu cu handling-ul acum, atâta-i bine. Am luat singura cât e cum să-i prind pe ăstea. Cum să-i prind, bă, că pici ăstea. Cu sase. Ok. Ok.
Ok, 120 viteză. Bă, dar cum? Bă, cum reușesc? Deci întrebarea mea, cum reușesc? Cum ai mai reușesc, Boris? Uite cum am dat pe el. Și ia, băieți, cum de... Ok, eram să spun ceva ori. Cum de băieții mei, bă, deci mă prind. Deci asta, deci știți, mi-a fi dorit să facă. Să facă ea unul, nu știu, puțin mai... Să fie medium. Medium viteza lor. Uai, trebuie să fie fucking rapidă. Și mai am și de unul, asta e chestia care mă sperie. Uai. Ok, cred că o să fie să încerc în felul următor, să nu stau lângă nisip, o să iau pe acolo. Pe acolo pe unde ăsta m-ar fi în listă. Pe unde e m-ar fi în listă, oricum? Ok, dă-te la o parte, Ben, what are you doing? Dă-te la o parte, fuck off! Fuck off, dude! Uai, înțeleg doar să câștig. Ok, o să fie mai multe episoade. Alo, pe la loc. Today, another victory for the OGs. Taking down the switch. Imposter on a moment. Today, another victory for the OGs. Taking down the switch. Imposter on a moment. Ok, locul s-a se cât de cât impresionant. Dacă aș putea prinde pe aia doi, ar fi o minune. Minunea Crăciunului ar fi. Cristos. Hamă, frate. Lasă-mă spune. Uai, slow down. Slow down. Fucking slow down. Slow down before I fucking... Nu dau slow down. Uai, slow down, zic, mă zon Mario Kart. Ok. Nu mă gândesc ce au avut. Ce creator a făcut cursa asta? Nu cred. Nu pot să-i... Reed, quiet, slow down a bit. Slow down. Slow down, I say. I say. Fucking s**t! McKellen is leading, Ford on your car, you're kidding! Totul nu e bine, frate. Mai puțin să-i prind din lui. Nu te cred, frate, frate, nu poți să-i prindi. Dacă nu poți trai, dar într-un comic bucată că puteai târzea. Fucking. Dar simt-o dacă momentul tău. Nu te prinde, dar a făcut un good attempt. Un good attempt dacă ajunge pe locul 3 și... Pentru că acum tu să conduc, doar trează.
Avoid physical contact. Ok, cine s-a gândit să... O, să-i ridic. Look up. Ain't no way, bro. Ain't no way he beat my ass again. Ah, crap. Why what? I can't. Okay. I quiet. Nu te cred că m-a luat ăla. A good attempt, dar dacă se bagă ăstea în mine. Ok, I've been cute. Ok, 22 de minute. Hai să batem this motherfucking race. Cute, mă, avem sanse, băiți. Doar stai calm, nu te panica, Andrei. Nu te panica. Stă în locul 500, bradere. O, Jessica, cum zici, dacă nu merge în care coinții stau în spate, tu. Hai, coaie. Nu, aoleu, nisipul ăla, tâmpită. In the race, there are two locations where you can cut across the grass. The first location is immediately after the first turn. If you cut across the grass in this specific location, you can go from 15th place to 13th place. That's two cars, just over two. Lined up on the grid, they're ready to start. Ok, uitam în batele lor. Nu o să încerc să dau pus la lac, pentru că s-am făcut pusa, dar fi trebuit să trec prin el. Ok, în felul tot am bate, pentru că se bag ca ultimii retardați se bagă, sigur. Why, what the fuck? De ce se bagă în fac? De ce s-o pres? Across the grass, stay on the right side, and the second location to cut will be directly in front of you. As you can see, I went from 15th place to 3rd place just by cutting across the grass twice. And keep in mind, I was in last place after the first turn. These are the only two places where you can cut across the grass. There's a total of 3 laps, so if you cut across the grass 3 times in both these locations, then you are guaranteed to win, even on classic difficulty. Tip number 5, press the ram button when turning. A lot of people have success with this tip. Honestly, it feels like a cheat code. To avoid spinning out or hitting a wall when turning, press the ram button. Mafia Definitive Edition introduced the M feature in the very first mission. Ok, dau în patele lor, dacă îți opresc, încerc să-i evit. Dar încearcă să mă opresc, adică încearcă. What the fuck? Oaie? Uai, ce încercați să faceți? Bă, data chiar sabotează între ei. Deci când dau în parte, efectiv sabotează între ei și mă face să câștig și mă duc în capcana lor. Using the ram button during turns helps you regain control. A
especially if you feel you're sliding out. Tip number 6, center vehicle for speed. The less you turn left and right, the faster you will go. Try to drive as straight as possible to increase your vehicle's speed. Tip number 7, watch out for scripted events. We got the hotshot favorite, Martin Lichtenberg. Ok. Fermo tot acum spatele, stau cu spatele direct. Simt, come on, quiet, perfect, doar nu te, come on, haide. Quiet, fuck you, nu mai dat taunt. Down since Tommy sabotaged it the night before via Lucas Bertone. This leaves 14 cars on the racetrack that you have to pass. The race has a total of 3 laps, and in each lap, one car is scripted to break down. In lap 1, the scripted car breaks down during this turn. Okay, mă uitam la un guide. Tip number 3. During the first turn, tip number 2. Slow down. During the first turn, stay all the way in the back. The only time you should be in last place is during the first turn, to avoid physical contact. Europe, we got the hotshot favorite, Martin Lichtenberg. They're lined up on the grid, they're ready to start. Okay, and away. Lichtenberg's in trouble, there's something up with his car. Lichtenberg is out, the favorite is out. Bă, dar te-a încearcă să treacă sau fi un glitch în care te-a încearcă? Nu! Ok, dos. Distance to slow down. Let's use the first turn as an example. You should begin to press the brake button once you see the stone wall on the left side. When
once you see it, tap the brakes quickly. If you try to slow down after the stone wall, then your car will spin. We got the hotshot favorite. They're lined up on the grid. They're ready to start. Told me this tip helped them win the race. In the race, there are two locations where you can cut across the grass. The first location is immediately after the first turn. If you cut across the grass in this specific location, you can go from 15th place to 13th place. That's two cars you just overtook. After cutting across the grass, stay on the right side. We got the hotshot favorite, Martin Lichtenberg, taking some time out of the International Series to compete with us today. Got some news from the group. They're lined up on the grid. They're ready to start. The pack falls away, but there are some blurry faces from the mechanics in the pit lane. Lichtenberg's in trouble. There's something up with his car. No! Oh! Gundot! As you can see, I went from 15th place to 3rd place just by cutting across the grass twice. And keep in mind, I was in last place after the first turn. These are the only two places where you can cut across the grass. There is a total of 3 laps. So if you cut across the grass, the hotshot favorite, Martin Lichtenberg, taking some time out of the International Series to compete with us today. They're lined up on the grid. They're ready to start. The pack falls away, but there are some blurry traces from the mechanics in the pit lane. Lichtenberg's in trouble. There's something up with his car. Lichtenberg is... driving for Angelo. Him? Sorry, it's under this habit. Sorry, it's under this habit. Taylor, Anderson, Angelo, all still in the mix. Second, with still left to go. Second aside. Fuck, boy. Boy.
sorry, so none of he's happy. Hey, look for fall asleep first. Breaking zone, haha, you already know. Breaking zone, haha, you already know. Non celebre niente, non celebre. Dumnezeu, mă, te chiclăzo! Mamă, ce era senzura acum, că bă... Chiclăzo! Ăla-i chiclăzo! Hey, what the fuck? No way că s-au blocat ăia! No fucking... No shit! No fucking shit că s-au blocat! No fucking shit, tata, nu mi s-a întâmplat, mi se întâmplă când am puțin skill, no, atâta noroc, ce pâlă, mă, tata, nu mi s-a întâmplat pe Xbox cu skill-o mie, ce naibă, exact ca la un test, frate, îmi vede ce se rupe, nu reușe de rup, e un pat, când îmi vede, stă puțin, e un 10, dă dai party 3 săptămâni, dacă vine ăștia acum, spaunează fața mea, că-mi sare inima. No fucking way că ea chiar s-a blocat acolo. No freaking way. Și cred că sunt pregătit să fiu. No fucking way, am jucat pe normal. Dar în zi, finally happened. Celebra prea mult, poate cine știe, m-aș vrea cu fantome. Antomi, ce cine știe, apare în patul meu, dă-mi sare inima, sim. Ok. What the fuck happened to that? Those cars. No way că trec cursa. No freaking, dacă nu trece la video ta un milion. Un fucking milion. Deci eu bat picioarele. Se. Hai venim. Let's go! Am bătut cursa asta. Frate, noapte pe vecipii. No fucking, let's fucking go! Frate, nu vine să cred că am trecut cursa. No freaking fucking way. Quiet. Am zis că nu o să reușesc în video ăsta, dar quiet. Fucking doar pentru că, cum îi zic, deci doar în cauza unui glitch am reușit. Din am activat glitch-ul ăla. Da. Nice glitch, jocule. Mersi pentru glitch. Da, dacă cu Dicu Sirea, da, încă nu e timpul să fii fericit pentru că mai avem încă vreo... Dar acele țipe misiuni nu sunt cam astea de usarea, că acele misiuni nu o să fie de glumit. Hello, aici. Yep, deci vreau un video dat în 1 milion, deci dacă nu se trage 1 milion, eu bag pixoarele! You told me that! I beat this race, after, am bătut-o de atata, without no fucking hog! Without no hog! Și pe Xbox îmi lua eternități în sir! Cât timp zic o ta când de fapt marchez? Bă, haide, Pauli, că avem treabă. Ăta e ca un vis, ceva vis. Ăta era un vid al meu, să blocheze acel... I said this guy can help me, Tom.
I said this guy can drive himself. And here we are. Here we are. Right here. That's where we are. You put me to shame, Tom. Look at you. Now you're even a... Some kind of race car driver. We all are. Doing real good since you joined the family, but you know you got it easy, right? Me and Sam, we keep the real stuff. That right. You don't know what it's like. You get the call, see the dot in your mind's race. There's some bad shit, Tom. Poate un soar a fost curs amatean să fie mai grea decât îmi imaginam. Da, a dat tipul dacă gata în tipul. Ah, come on! Hey, what the fuck? Cum asta? What the fuck? Hey, pain of fire. I'm gonna pain of fire. Avoid spinning out if you want to turn. Press the ramp. Mafia Definitive Edition introduced the mail feature at the very first one. Eu cu o chestie mă mir cum au reușit PC Players, cum au fucking reușit PC Players. Dacă au reușit merit, deci merit acum un discount for life la socul, un discount. Oh, come on! For fuck's sake! Bă, eu știi ceva numai te-au plătit cu oameni. Păi Andrei, da fel mă trânză că ăla n-ai bani. Spui că nu e te bani în socul, dar nu pasă că nu sunt bani în socul ăla. Mafia 1 pref... Mafia 2 prefer să iau mult mai bine decât să plătesc vreo 400.000 de lei. You're gonna have to plan for your own sake. Oh, I wanna go with the lady. I'm not helping you with that today. Hey, the notice! I don't know, I wanna take you home. Yes. Romeo, home. Yeah, a good idea. The Xbox still works here. Yeah, it's Xbox. Okay, I'm gonna. If you have PlayStation, you can use Skype. Press the ramp to avoid spinning out. I don't feel so good. Helps you regain control. Ok, sincer meritam un trofeu să bat cu fata pe clasic. Sincer meritam un trofeu. Am bine să crezi, vreau un milion să se strângă la video. Deci 100k, un milion. Deci asta doar vreau. Asta doar vreau. Nu vreau mai mult dat tu. Deci doar 100k sau un milion. Nu vreau 40 de bilioane de subscriber. Nu. Doar 100k. I don't need anyone walking me home. Hey, we were talking about me up tonight. I guess. Quit worrying about what he's gonna say. Not the point, Tom. He treats me like a kid sometimes. Hey, I get it. He's protective. He's seen things. We've all seen things. You know, we gotta talk about these things close. Hey, I cook it, so I get to say where it goes. Wally won't think. Well, maybe tomorrow's finally gonna be the day he fixes it. It's all nonsense. No, not November. Okay. Sarah. Yeah, though it's not as much as last time. It's enough. Nona thinks you're an angel. The Don hates seeing food go to waste. And this? This has gotta be Tammy. Sarah told us all about ya. That right? You're a famous race driver, Tom. Everyone talks about ya. Yeah, she's right. They do.
Well, anyways, don't let the cold in, Juliet. I'll see you at church. All right. Have a great evening. Night. Buena noche, Tommy. Hey, Mama! Your angel Sarah brought more food. Okay. It's nice to do that. That? Well, a lot of hungry people on this block. Yeah. Well, it's a good night for walking. I'll get yourself killed on my account, huh? I try to avoid it. That's all you got? You spent all this time with a lady killer like Sam Trapani, and the best line you got is good night for a walk anyways? Well, it is, ain't it? Yeah, right, I guess so. Try to drive as straight as possible to increase your vehicle's speed. Flowers for the lady, Signora? Watch out for script in the mess. We're good. There's a total of 15 bonus. Now I don't get flowers? When you let me take you on a real date and not some walk home for Luigi, then you get the flowers. This leaves 14 cars on the racetrack that you have to pass. If Pop's not going to stop me seeing one of you, and in each lap, one car is scripted to break down. In lap one, the scripted car breaks down during this turn. You dreaming or something? In lap two, the scripted car breaks down at the bottom right here. O barco que ele empata fora de... Ah, a mão que ela empata fora de mente. Ah, fucking hell. Tito, grab the knife. Fucking boa, olha o que fucking isso. Yes! Ok, bătăvă, eu chiar unii să-mi stoa foto, stăm bătut cursa ta, deci încercând de... Au super găteau de comentarii în jurături de la american, dar vreau 100k vizionări, 100k, deci nu-mi pasă. Doar vreau acolo. Poate să fie 400 de vizionări, 100k sau 1 milion, o cât de mulți mi se poate. Dar vă rog, vă rog. Da, mă vin în Chinatown. Hey, mam.
Dacă ți-a plăcut episodul, dă subscribe și like.